Spanacul pus în martie a crescut destul de mare, verde. Deci uite ce mișto arată, pe rânduri, foarte mare. Trebuie un pic de ploaie, dar a evoluat fantastic aici. E chiar bine. Deci cam așa trebuie pus, undeva prin 8-15 martie. Ia uite, și fără apă, mă, incredibil. Fără apă a rezistat. Rezistă de o lună fără apă, a încolțit și crește. Ăsta e spanacul epoca a doua. Verde, frumos. 8 martie, spanacul 8 martie. Suntem la Daia. Suntem la Daia în 9 aprilie, la o lună de la semănare. Și spanacul este foarte mare, așteaptă apa. Ploaia, care nu a venit de o lună de zile aici. O lună de zile n-a venit ploaia și de ce a rezistat după iarnă.